Georgiana întreabă Cum reușim să iertăm? Cum reușim să ne detașăm și să nu avem așteptări? Am uneori certuri cu partenerul și mă jignește sau mi-atacă apropiații și atunci simt că explodez și sar la el și eu cu acuzații și ulterior ies scântei. Aș vrea să zic că e o soluție simplă, faci focus-focus și gata, s-au rezolvat. Dar din întrebările tale vin mai multe... Reiesc mai multe direcții care sunt de luat în considerare. Unul la mână, cum reușim să iertăm? Iertarea în sine este un subiect complex, dar care poate fi uh, făcut foarte, foarte ușor. Uh, dacă, dacă aduci un cuvânt cheie, și cuvântul cheie este recontextualizarea. Am mai răspuns într-o perspectivă cu, cu această idee, dar niciodată nu-i prea târziu ca să repetăm idei bune. Recontextualizarea înseamnă că tu evaluezi o situație doar pentru că o scoți din context. Adică, crezi că ceva este de iertat doar pentru că definești situația din punctul A în punctul B. Dacă ai definit situația mai larg, lucrurile ar putea fi cu totul altfel văzute. Însă, faptul că te uiți fixat așa pe, pe o dimensiune micuță de timp sau de spațiu, lucrurile par a fi nasoale și e ceva de iertat. Și o să vă dau exemplu clasic pe care l-am mai dat de atâtea ori. Ca și copil îți aduce aminte că te-a bătut mama când erai copil. Și evenimentul pe care tu vrei să-l ierți este, de fapt, faptul că în 6 iunie 1984, mama a luat cureaua și te-a bătut ca pe hoții de cai. Bun. E foarte greu să ierți o situație din asta dacă te uiți cu mintea unui adult care zice eu n-aș putea să fac asta niciodată. Și aici intervine prima eroare tu nu ești mama ta, iar mama ta nu ești tu. Adică, nivelul tău de conștiință nu este nivelul de conștiință pe care mama ta l avea. Suferințele tale nu sunt suferințele pe care mama ta le avea. Contextul vieții tale nu este contextul pe care, al vieții pe care mama ta îl avea. Iar relația voastră de acum nu este relația care vă definea atunci. Și atunci, dacă încep să extinzi un pic contextul și te uiți, Mama mea, atunci când m-a bătut, ce suferințe avea, pe care eu poate nu le am acum. Poate că, de fapt, în ziua aia când m-a bătut, m-a bătut pentru că, dacă stăm să ne uităm bine, eu murdărisem niște haine. Dar pe vremea aia era singura haină pe care eu aveam, iar contextul vieții ei și suferința ei masivă era că nu avea bani ca să ne cumpere mai multe haine. Deci, actul meu, de fapt, a fost un atac direct asupra punctului ei vulnerabil, asupra sensibilității ei masive și a suferinței ei masive că nu avea bani ca să cumpere mai multe haine. Apoi, dacă mă uit, nivelul ei de conștiință. Poate că ea nu era dusă pe la toate terapiile, plimbată pe la toate cursurile, nu făcuse toate meditațiile pe care le-am făcut eu. Și draga de ea nu avea niciun fel de instrument de gestionare a emoțiilor. Nu știa cum să-și gestioneze emoțiile. Iar uitându-se la cum făceau cei din jur, toată lumea când era furios își bătea copiii. Deci ce făcea ea era perfect în acord cu moda vremurilor. Neavând un alt fel de reper exterior în care să fi fost în jurul ei toți părinții iluminați și ea să fie singura care își bate copiii, nu avea de ce să-și pună problema că această manieră de a face educație ar fi una greșită. Ea făcea ce făceau toți. Ca atare, în contextul în care bătaia era ruptă din rai, în contextul în care Disciplina se face cu paru și cu superparul Faptul că ea te-a bătut Ea n-a făcut decât ce făceau ceilalți Nimeni nu știa că poți să-și gestionezi emoțiile altfel deci aducem componenta educațională. Ea nu avea poate acces și nu a fost pe vremuri acces la informații despre cum să gestioneze emoțiile. Doi la mână, componenta socială. Toată lumea își bătea copiii, era normal să-ți bați copilul. Componenta suferinței ei personale, componenta nivelului ei de conștiință, că poate nu era o iluminată, poate era un om cu propriile ei limitări. Apoi, dacă ai mai pune în context istoric, și ai vedea încă o viață, două, trei, pe care le-ați avut împreună. Și ai vedea că într-o viață anterioară, poate ați fost în roluri inverse. Tu ai fost mai sa Și de fapt, tu ți-ai torturat mama, ca și copil atunci în viața aia, mult mai rău decât te-a bătut ea în viața asta. Și ai zice, oh my god! Adică, într-un fel se întâmplă ca la nivel karmic să ne pregătim sau să ne Propunem să trecem prin experiențe de suferință de genul celor pe care noi le-am făcut altora, pentru că credem că în felul acesta ne spălăm păcatele sau ne curățăm de vinovăție. Credem, ca și tipar mental în inconștientul colectiv, că dacă eu l-am lovit pe unul și l-am făcut să-l doare, dacă mă, mă pun pe mine în situația în care să mă lovesc și să mă doară și pe mine, chestia asta cumva va rezolva situația. Cred că dacă eu l-am înșelat pe Xulescu, dacă voi fi și eu înșelat, înseamnă că asta e un fel de balanță karmică. Și ne creăm scenarii de viață în care să repetăm de multe ori în sens invers răul care l-am făcut să ni se facă nouă. Doar că înțelepciunea divină nu, face, nu permite ca lucrurile să fie exact anda pe manda, adică nu te lasă chiar să suferi cât ai produs altora. E totuși o formă de evoluție care are loc. Și în momentul în care ai avea toate deci de detaliile acestea și ai putea vedea cât de mult rău poate ai făcut tu mamei tale în altă viață, care a fost contextul ei, repet, social, emoțional, intelectual, de toate felurile, n-ar mai rămâne nimic de iertat. Tot ce ar mai rămâne ar fi că s-ar naște în tine o formă de compasiune în care, eventual, ți-ar veni să te duci la ea să ceri iertare pentru, pentru ce ai făcut tu, pentru butoanele pe care tu le-ai apăsat și pentru faptul că. Na, asta este. Dar nici tu nu avei mai multă minte atunci, că dacă ai fi făcut, sau ai fi avut mai multă minte sau ai fi avut un nivel mai înalt de conștiință, poate că la fel, dacă tu erai mai evoluat ca și conștiință, poate nimeni era la niște părinți mai evoluați sau ți s-ar fi dat niște oportunități karmice diferite. Dacă tu ai fi fost mai evoluat, poate n-ai fi apăsat acele butoane energetice și emoționale ale mamei încât să o scos din sărite. Deci în momentul în care o pui pe ea în context, te pui pe tine în contextul acelor vremuri, Îți dai seama că nu mai e nimic de fapt de iertat. Și de fapt, dorința de iertare sau nevoia de a ierta sau de a fi iertat de, este doar un joc al ego-ului care crede că e ceva neregulă cu viața așa cum este și tot timpul o judecă și tenința e de a judeca trecutul după talerele pe care le avem acum. Dar noi nu mai suntem cine am fost. Acum n-ai putea să faci aia. Deci cel mult eventual ai putea să te folosești de toate aceste situații în care crezi că e nevoie de iertare ca să-ți dai seama că de fapt, uai ce bine că am evoluat și eu și persoana aia și de fapt nu mai suntem acolo. So, hai să o lăsăm. Hai, let, let go and let God. Și ca instrument, ca să ne ajute toată treaba asta, și Iisus spunea, băi, toată judecata, lăsați-o la tata. <gătă> Noi ce zicem? Nu, 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 stai că eu mai vreau să o mai cu un pic pe mama, stai că mai vreau să o mai cu un pic pe vecinul, stai că nu știu ce. Ok, deci ți s-a dat instrumentul, ți s-a zis cum să o faci, adică nu mai judecat tu, frate, atât, -o, asta a fost, bun. Bogda, prost, te mere mai departe dar tu nu, tu hai, te și mai vrei să mai persiști în a păstra sentimentele, regretele, furia, dar doar să știi că este a ta, adică nimeni nu ți-o pune în cârcă cu forța, nimeni nu ți-o păstrează cu forța și dacă vrei să o dai jos, se poate. Și da, recunosc, mă simt binecuvântată că viața m-a adus să cunosc Theta healing că viața m-a adus să cunosc metoda Sedona, că viața mi-a dat tot felul de insight-uri și am putut să merg la multe alte cursuri care fiecare dintre ele au contribuit la uh, conștientizările și apoi eliberările pe care le-am făcut. Dar toate acestea și prin aceste perspective vi le ofer la dispoziția voastră să puteți să folosiți toate informațiile astea Um, există meditații pe YouTube, există, avem tehnica de Teta explicată, există cartea de Teta Healing, puteți să faceți cursurile. Deci nu nu se întâmplă lucrurile fără voia voastră. Și degeaba fac eu orice demers educațional aici. Este între tine și tine ca să te pui în acțiune și să, uh, să faci tehnicile care există la ora actuală sau rugăciunile sau meditațiile sau ce se poate face pentru ca să te eliberezi. Și cine, cel care sau vocea aia mică care zice că e greu, ai e tot a ego-ului. <laughs> That's it.